Canon al tipografului Vasile Burțev, anul 1641, prima carte din Rusia cu o pagină de titlu. Pagina de titlu, care precede textul, a apărut exact acum 380 de ani. Directorul general al Muzeului Rezervației Suzdal spune, această dată coincide cu finalizarea lucrărilor de instalare la noul obiect. Această pagină de titlu nu a prins imediat. Astăzi însă este imposibil să ne imaginăm o carte fără titlu. Cu doi ani mai devreme, același editor a prezentat lumii un alt lucru uimitor, această mică carte care are doar 9 cm în dimensiune. Aceasta este prima ediție în miniaturie a Sfintei Date. Există doar 8 astfel de Sviatsev Burțev Protopopov în Rusia. Ediția Vladimir este a 9-a. De acum înainte, toate comorile cărților vor fi stocate în condiții ideale pentru ele. Dulapuri metalice ignifuge sunt fixate împreună cu ușile la fel de ignifuge. Umiditatea este sub control constant. Aici nici măcar prize nu sunt. Tehnologiile și materialele moderne vor contribui la conservarea patrimoniului. Colecția de cărți rare nu a avut niciodată echipamentul care ne-ar permite să depozităm unele dintre lucrurile colecției noastre. Vedeți cât de convenabil este pentru noi, cât de ușor alunecă, cât de bine le putem monitoriza starea. Serghei Gordeev, fostul șef al Departamentului de Fonduri pentru Cărți și Manuscrise, și-a dedicat 52 de ani lucrării în muzeu. Multe rarități din colecție au apărut anume datorită lui și a expedițiilor în care a fost membru. Astăzi, cu ochiul unui expert, evaluează o nouă casă pentru cărțile de istorie. Fondul de cărți rare și manuscrise al Muzeului Rezervă Vladimir Suzdal conține 8.000 de articole. Până în prezent, manuscrisele au fost mutate în noul depozit. Aceste cărți sunt povara neprețuită a anilor. Sala de artă a muzeului este în bronz și aur cu proba 999. O astfel de piesă suprarealistă de 24 de carate este asociată cu Dalí. În anii 60, geniul și prietenul său Picasso au sărutat de fapt mâinile Lisei Sotilis, iar renumitul brand de ceasuri Cartier a semnat un contract exclusiv cu ea, astfel încât Lisa să fie cea care să creeze modele pentru bijuterii prețioase. Fiecare este o operă de artă și numai din metale prețioase. Colaborarea cu geniile avangardiste ale lumii a dat o carte de aur spațiilor de artă din New York, Milano, Paris și Los Angeles. Lucrarea ei a fost prezentată la Berlin și la Galeria Rousseau din Roma. Astăzi, Lisa are 87 de ani. Temporar, pentru confort, stă pe fotoliu. Însă, întotdeauna este cu zâmbetul pe față. Călătorește în muzeile din întreaga lume, și ca patron, dar și în calitate de colecționar. Minsk și Belarus au fost o mare surpriză și descoperire pentru mine. Aici am găsit un alt lucru extraordinar, puritatea sufletului, care acum poate nu mai poate fi găsită în alte țări europene. Diplomația culturală este atuul Lisei. Un proiect cu o colecție personală îl face spontan. Granițele închise nu împiedică improvizația. Sculpturile și litografiile îi erau livrate cu zboruri speciale. Acesta este artistul care a fondat o mișcare cum este metafizica, care este de fapt precursorul suprarealismului. Acesta este un artist care în interviu, când a fost întrebată pe cine ați numit drept exemple de mari artiști ai secolului nostru, a răspuns eu. Și ceea ce le leagă însă este desigur atitudinea față de Grecia, față de arta grecească, față de clasici, o înțelegere specială a mitului în viața umană. Amprenta trecută cutului, epoca de aur a Greciei antice, este probabil principala caracteristică a expoziției. Sculpturi pictate manual. Pictură policromă reală în format 3D. Apropo, Lisa însă își va deveni acum diplomatul CUD-ului național în Europa. Promite să cunoască artiștii bieloruși cu capodopere italiene anul acesta. Sunt o surpriză. Proiectele mele vor fi o surpriză. La urma urmei, sunt o persoană bruscă și spontană. Așa cum a spus Quasimodo despre mine, această energie, acest spațiu sunt în rădăcinile mele grecești. Și încă din copilărie am îndurat și am continuat viața mea spre imprevizibil. Я вынесла и несу дальше по жизни вот эту спонтанность, непредсказуемость. Lisa este impresionată de vechea artă bielorusă. Prin urmare, pe lângă colecție este și un aport al ei personal de 1000 de euro, moștenirea familiei din secolul al XVI-lea. A pregătit deja și un plan pentru restaurarea veșmintelor bisericești. Da.
Aceasta este prima și singura expoziție personală din Rusia a fotografului francez Pascal Maître. Zeci de imagini din puncte fierbinți, momente din viața triburilor africane. Lucrările fotoreporterului sunt publicate de cele mai renumite publicații mondiale, multe dintre ele fiind atât de colorate încât seamănă cu tablourile, deși Maître se ocupă doar de fotografie documentară. Pandemia și-a făcut propriile ajustări, unele proiecte au fost suspendate, însă mă bucur în special că în acest moment în Rusia poți veni la muzeu și vedea expoziții, ceea ce înseamnă că viața continuă. Câteva luni mai târziu, muzeile nu numai că și-au deschis ușile, dar au pregătit și expoziții noi, exclusive. 6 noi expoziții vor fi prezentate la Muzeul de Artă Multimedia și fiecare cu caracterul și starea sa de spirit. De exemplu, aici, în fotografii, este era perestroicii, fără fotografii în scenă, viața persoanelor sovietice. Mai jos există și o restructurare, dar deja diferită, în percepția lumii de către oameni pe timp de pandemie. Tema coronavirusului se reflectă într-un fel sau altul în arta contemporană. O expoziție separată este dedicată în muzeu mai multor artiști simultan și este o simbioză a tinerilor, deja autori recunoscuți. Deși vizitarea muzeelor din Moscova a devenit posibilă, nimeni nu anulează respectarea standardelor de siguranță. Toți vizitatorii poartă strict măști și condiții pentru cumpărarea biletelor s-au schimbat. С первого же дня у нас отличная посещаемость, то есть мы ее сдерживаем только. Încă din prima zi avem o prezență excelentă, se limitează doar prin norma de 50% și sarcină maximă. 1500-1000 de oameni vin pe zi și nu putem accepta mai mulți. Desigur, persoanele nu sunt încă foarte obișnuite cu faptul că biletele de la muzei sunt cumpărate online și nu toată lumea se poate descurca. Ne bucurăm că nu avem un al treilea lockdown ca în majoritatea țărilor lumii, iar măsurile de siguranță rămân în continuare respectate. Как в большинстве стран мира, тем не менее эпидемия с нами и надо все правила соблюдать. Noile expoziții din Muzeul de Artă Multimedia se pregătesc de câteva luni. Acestea vor fi deschise până la sfârșitul lunii martie. Mai apoi, lucrătorii muzeului au planuri și idei noi care s-au acumulat pe timp de carantină. Estetic din materiale reciclate. Sub acest slogan, tinerii pasionați din Sankt Petersburg au deschis un atelier în care au abordat problema acută a scăpării de gunoi. Prin exemplul lor, ei arată cum poate și cum trebuie rezolvată această problemă. Deci, toată producția fără deșeuri. La nivel global, omenirea trebuie să rezolve problema deșeurilor. Nu vom ajunge nicăieri prin faptul că trebuie să rezolvăm această problemă la un moment dat, pentru că deșeurile sunt generate și trebuie să venim cu idei cum să facem. Iar aici acționăm într-un astfel de rol care îi stimulăm pe toți cei din jur să facă din deșeuri material reciclabil și lucruri interesante, neobișnuite, de ce nu? Echipa a creat un ciclu complet pentru reciclarea deșeurilor din plastic. Producția rulează o imprimantă 3D industrială care imprimă orice formă dată cu plastic reciclat. Rezultatul este produsul finit, așadar capacele de sticle renasc în accesorii, genți produse pentru interior și chiar skateboard-uri și biciclete. Organizatorii festivalului de film de la Cannes au anunțat amânarea cu 2 luni. Organizatorii se așteaptă ca pandemia de coronavirus să se retragă până la mijlocul verii, astfel încât festivalul 2021 să aibă loc ca de obicei și nu prin comunicare la distanță. Anul trecut, din cauza pandemiei, festivalul a fost complet anulat. Unele dintre filmele din programul său au fost prezentate la Grand Cinema de la Cannes. Prelim Year, în octombrie, în cadrul festivalului special Cannes din 2020, un festival special de 3 zile.
Însă Jocurile Olimpice vor avea loc în această vară la Tokyo, în pofida pandemiei de coronavirus, spune șeful Comitetului de Organizare de la Tokyo 2020, Yoshiro Mori, care a promis, la o întâlnire cu reprezentanții Partidului Liberal-Democrat din Japonia, că jocurile vor avea loc. Oricare ar fi situația cu privire la coronavirus, noi vom juca. În loc să stăm să discutăm dacă vor fi, trebuie să discutăm cum o vom face. Avem șansa de a veni cu un nou tip de jocuri olimpice. Mulți locuitori ai țării pun la îndoială oportunitatea jocurilor olimpice în astfel de circumstanțe. Principala problemă este modul în care japonezii văd acum jocurile olimpice. În al doilea rând, continuarea pregătirii pentru jocuri în timp ce luptăm împotriva coronavirusului nu este o sarcină deloc ușoară. Acum, aceste momente sunt în centrul atenției noastre. Torța olimpică a sosit în țară din Grecia pe 20 martie anul trecut, însă 4 zile mai târziu jocurile au fost amânate din cauza izbucnirii pandemiei. În Shelkovo, lângă Moscova, scafandrul Igor Ajikin a stabilit un record de scufundări fără costum de neopren. Omul a depășit 100 de metri sub gheață dintr-o singură respirație. Realizarea sa a fost inclusă în Cartea Recordurilor din Rusia. Potrivit sportivului, el nu s-a pregătit greu pentru astfel de record. Planurile atletului sunt de a parcurge o distanță de 120 de metri. Caracas, un grup de motocicliști distrează locuitorii din cartierele sărace cu cascadorii pe bicicletă. Organizatorul Pedro Aldana, poreclit Crazy Pedro, crede că pe fondul crizei economice și al carantinei, venezuelenii lipsesc cu disperare de la spectacole. Prin urmare, Pedro învață pe oameni trucuri și întreținerea și repararea motocicletelor. Poliția nu împărtășește entuziasmul băieților și consideră că spectacolul este o încălcare a ordinii publice. Prin urmare, motocicliștii încearcă să nu fie văzuți de oamenii legii. Pandele de la Grădina Zoologică Națională Smithsonian din Washington DC, Meg Xiang și Dian Tian, s-au înmulțit când a căzut zăpada pentru prima dată în 2 ani în capitala SUA. Familia a reacționat diferit la ninsoare. Părinții s-au prăbușit și s-au rostogolit pe jos, iar puiul de 5 luni a ales să nu iasă în zăpadă. Panda de la Grădina Zoologică din Washington a fost adusă de societatea de conservare chineză. Animalele vor rămâne aici până în anul 2023. Moșia lui Vasile Novic din regiunea Cobrin are deja 10 ani. La început, agricultura a devenit bază pentru afacerea de familie, iar mai târziu, turismul. Avem întotdeauna propria noastră brânză, untul nostru, propriul nostru lapte și totul este întotdeauna proaspăt. Coacem toate acele rulouri și oricine dorește să mănânce poate veni la noi. Oferim întotdeauna produse proaspete și veți afla aroma belarusului. Da, aducem bucătăria de acasă. Aici am învățat să câștige inimile oaspeților prin gusturi rafinate. În curând, familia Novic oferă turiștilor exclusivism lapte de cămilă. Cum să supraviețuiești pandemiei, momentul de stagnare turistică și să rămâi pe linia de plutire? Agricultorii, meșteșugarii și proprietarii de ferme agricole din aproape toată regiunea discută anume același subiect.
la masă. Atunci când un invitat străin nu vine, calea de ieșire este să se unească și să vândă online, local, în opoziție cu fabrica, iar supermarketurile le devin aliați. Strategia noului grup de artizanat și produse alimentare este cooperarea forțelor sub o singură marcă, Navacole. La urma urmei, produsul este unul local și cu propria sa biografie și urmează să devină o tendință globală. Istorie plus localne product care ecologici. Aceste povești plus produsul local ecologic care conține o componentă creativă vor face impresie. Anume, aceasta ne va oferi avantajul competitiv și în regiune vom oferi și noi locuri de muncă, venituri și cunoștințe a patrimoniului. Рабочие места, это доходы, это сохранение наследия. Vitalii Romanovski este unul dintre cei mai rari maestri bieloruși ai tehnicii antice a ceramicii cu fum negru. El spune că clusterul este o șansă pentru el. Без поддержки таких вот мероприятий простому ремесленнику. Fără sprijinul unor astfel de evenimente este foarte dificil pentru un simplu artizan. Trebuie să ne ajutăm reciproc și comunicarea în astfel de activități ajută să ne dezvoltăm. Это только помогает развитию. Numai în regiunea Brest există peste 6.000 de artizani și aproape 500 de moșii agricole. Rețelele sunt deja interesate de produsele lor sub o singură marcă, iar vânzările unice vor fi prin intermediul platformelor sociale. Proiectul va implica și persoanele cu dizabilități. Astăzi voi dărui un set standard de gătit supă, și anume varză, morcov, cartofi și o mulțime de alte chestii gustoase. De două ori pe săptămână, Nadejda Butuc face cumpărături pentru oamenii vulnerabili. Fotografiază și le trimite administratorului grupului de asistență fără contact produsele. Îmi este comod să mă ocup personal de tot. Am cumpărat, iar pentru mine fac mai departe. Nadejda a lăsat mâncare pentru două familii în cutiile speciale din supermarket. Abia atunci când le lasă, ea trimite un mesaj cu codul administratorului. Când persoana ridică mâncarea, Nadejda primește o confirmare selfie de la el. Administratorul grupului îi spune persoanei care are nevoie de codul celulei în corespondența privată. De asemenea, au căzut de acord toate părțile că pachetul să fie preluat într-o oră. Această cutie din supermarket nu trebuie să fie ocupată mai mult timp. Mâncarea este endorfină, e gustoasă și trebuie să-ți provoace plăcerea. Donația de alimente prin cutiile de la supermarket este ideea Cristinei Spânu. Pe rețelele de socializare, ea îndeamnă locuitorii din Chișinău să nu arunce produsele în exces, ci să le dăruiască. Acasă la ea, femeia a deschis și un frigider obștesc. De două ori pe săptămână, ea pregătește mese pentru nevoiași din produsele pe care le aduc locuitorii orașului. Iată, astăzi mi-au dat, de exemplu, ardei, care erau nu cu un aspect prea bun, erau mai moi și nu prea potriviți pentru vânzare. Magazinul mi-a dat 3 pungi. Au distribuit câte 5-6 kg de ardei, fiecare mai dăruind câte o pungă de orez, 1 kg de carne și verdeață. Adică, pentru a umple ardei la ei acasă. Din cauza pandemiei, numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei în Moldova a crescut cu 12%. Este foarte greu pentru familiile cu copii mici. Cristina încearcă să-i ajute în primul rând. Luăm două porții pentru 4 copii. Mă ajută foarte mult. Nu vindesc pentru că pe lângă mine mai există și alți oameni care au nevoie. Timp de 3 luni, soțul meu nu a primit salariu, s-au acumulat datoriile, apoi a fost concediat, iar acum a primit o slujbă de hamal. Ne vom descurca cumva. Așa s-a întâmplat că timp de o lună întreagă, nici oamenii de afaceri și nici locuitorii orașului nu au adus nimic la frigiderul obștesc. Atunci, Cristina a gătit totul pe cheltuieli proprii. Femeia speră că mult mai mulți oameni îi vor susține ideea pe viitor. Să porți un echipament pentru scufundări nu este atât de ușor. Greutatea unui astfel de costum se ridică la 10 kg și de asemenea trebuie să strângeți și să fixați foarte multe centuri. Apoi învățăm și gesturile speciale astfel încât să putem comunica sub apă. Dacă voi întreba dacă e ok sub apă, să-mi răspundeți întotdeauna, sunt ok. Dacă există o problemă, atunci masca este cumva dată pe o parte sau nu puteți răsufla. Îmi spuneți imediat.
Instructorul de scufundări Nicolae Ilien s-a mutat din Ucraina în Azerbaijan acum 6 ani. Cu toate acestea, el nu a putut obține un loc de muncă pe specialitate. A început o afacere în construcții, iar cu banii economisiți a decis să-și întemeieze propriul centru de diving. A ales o platformă maritimă pentru acest lucru în satul Dubandi. Aici este foarte interesant, ne place acest golf. Suntem în insula Artem, dar și insula Șarpelui. Acest loc este imens, are un bazin imens de dimensiuni colosale, dar nu este atât de adânc. Adâncimea maximă este de 6 metri, ideal deci pentru antrenamentul de scufundări pentru începători. Cel mai important lucru, însă, înainte de scufundare, este briefingul. Ei bine, și verificarea stării de sănătate, dar și a tuturor părților echipamentului. Începătorii trebuie să treacă testele necesare înainte de scufundare pentru prima dată. În timpul antrenamentului, care durează 10 zile, trebuie să stăpânești abilitățile de autosalvare și să înveți să faci scufundări. De regulă, noi veniți au întotdeauna probleme cu flotabilitatea și ridică nămul, ridică materii suspendate, astfel încât locuitorii mării se împrăștie și nu pot vedea aproape nimic. Nicolae intenționează să popularizeze în continuare acest sport în Azerbaijan. Centrul Baku este doar primul pas. Mai departe, în planuri, are deschiderea unor școli similare în alte orașe ale țării. Cu o minge sau două, Miron se descurcă de minune, poate bate mingea timp de 4 ore fără oprire. Mingea este o jucărie preferată pentru micuț și, de fapt, unul dintre primele cuvinte pe care l-a pronunțat. Mai exact, versiunea în limba engleză, ball. Într-o zi, Miron l-a văzut pe Michael Jordan jucând la televizor și a început să repete trucurile. Jocurile NBA sunt mai interesante decât orice desen animat. Deși dragostea sa, desigur, este basketul. Familia lui Miron deja l-a poreclit micul Jordan. L-am trimis la grădiniță, astfel încât să fie distras acolo și să se dezvolte împreună cu copiii. La început îi duceam și mingea și coșul, însă a scos pe toată lumea din minți și astfel educatorii ne-au rugat să nu-i mai ducem mingea. Până la prânz, el este la grădiniță, desenează, iubește mult să deseneze. Acum îi place să picteze pe față mai nou. Miron se antrenează de 2 ori pe săptămână, totul pe terenul de basket dedicat adulților. Mingile sunt de asemenea profesionale, deși nu de mult timp stăpânul mingii și-a luat rămas bun de la suzetă. A venit aici cu suzeta în gură, cu scutece și cu o minge de basket. Când a fost adus pentru prima dată, i-a fost bineînțeles frică, însă au trecut câteva antrenamente și el a alergat deja pe tot holul. Poate să lovească de la distanțe diferite și să aleagă punctul optim pentru aruncare. Conduce nu doar pe loc, ci și în mișcare. Băiatul a fost deja admis la Academia de Basket, deși de obicei iau de la vârsta de 4 ani. Antrenorii i-au observat din start talentul. De curând, Miron are și un partener. Nimeni nu joacă basket profesionist în familia Belapco, dar le place sportul. Fratele lui Miron este un jucător de fotbal, însă sora lui este angajată în boxul tailandez. Tasia își ajută de asemenea părinții să gestioneze pagina de socializare a micuțului basketbalist. Au apărut chiar și videoclipuri cu Miron, care colectează mii de aprecieri, postări și fani din America. Cum va fi soarta fiului, părinții nu știu încă. Principalul lucru este că micuțul lor e fericit. Iar această dragoste pentru sport îi va oferi poate și o carieră în basket. Doi! Alexandr Dancev mișcă vagonul și îl trage mai mult de 2 metri fără să-și folosească mâinile. Sportivul trage 26 de tone doar cu dinții. Este greu, fiindcă este iarnă și alunecos și frig, adică aici și maxilarul îngheață. Acesta este al doilea record al omului de fer. Așa este poreclit Alexandr pentru puterea și curajul său. Pentru a efectua oricare dintre aceste trucuri are nevoie de un caracter de oțel. Asta agățat cu dinții este mult mai dificil decât să tragi de mașină, deoarece maxilarul trebuie să fie suficient de strâns pentru a-ți susține greutatea corpului. Deci, este de fapt incredibil de greu.
Durerea maxilarului și tensiunea musculară sunt nimicuri pentru un bărbat atât de puternic. Pe medicii stomatologi, Alexandra îi șochează deja de câțiva ani. Le este greu să creadă că dinții lui pot rezista unui asemenea stres. Deținătorul recordului vrea să meargă mai departe și să repete trucul artistului de circ Alexandr Zas, adică să țină pianul cu dinții împreună cu asistenta care cântă la pian. Deocamdată se antrenează. Un instrument adecvat nu a găsit, însă un leagăn și o femeie deja le are la îndemână. Главное садитесь. А, прям четко на центр. În timp ce Alexandr și-a antrenat dinții cu mai mult de 60 de kilograme, pianul are aproape 300. Pentru a le ridica, nu trebuie să fii Superman sau supererou, este sigur Alexandr. Principalul lucru este să nu-ți fie frică să-ți părăsești zona de confort. Capacitățile umane nu sunt limitate, iar noi suntem mai puternici și mai deștepți decât credem. Trebuie să credem cu desăvârșire că suntem mai buni și abia atunci vom reuși cu adevărat. Un alt secret al superputerii este antrenamentul zilnic. Alexandra a fost implicat în sport încă din copilărie. A încercat și karate și acrobație și kickboxing, dar și taekwondo. Mai întâi a ridicat cu dinții sticle de apă și pietre. Apoi mașinile au devenit o povară mult prea ușoară. Acum Alexandra se pregătește pentru un nou record. Omul puternic de înalt mai întâi intenționează să tragă cu dinții un avion de 50 de tone. Fotografi cu echipamente scumpe, frumuseți în rochii de seară. În Capcegai, iarna, anume astfel de tandemuri merg în grupuri mari. De dragul unui cadru magic, modelele și însoțitorii lor sunt gata să stea în frig chiar și câteva ore. Am ajuns aici de vreme, am văzut astfel de imagini și am vrut imediat să le repetăm. Am venit să filmăm o poveste de dragoste. Plănuiam să ne căsătorim, ne înscriem luna viitoare. Nu este deloc frig, pentru că de dragul unor astfel de imagini poți răbda și nu te gândești la frig și vânturi. Calea către rezervor nu este deloc una scurtă, de la Almaty aproape 100 de kilometri. Pentru a prinde soarele strălucitore trebuie să plecați cât mai devreme, spun fotografii. Anul acesta însă e un adevărat full house. Ghețarii ajung până la înălțimea unui bloc de 2 etaje. Astfel de ghețari apar aici în fiecare an, însă anul acesta întrec în frumusețe și diametru. Toată lumea este surprinsă, crede că facem poze undeva prin Antarctica, că este un fel de centură a lui Cristofor. Ghețarii se formează din cauza vântului puternic. Viteza acestuia uneori ajunge și până la 100 de kilometri pe oră, iar toamna și iarna vântul poate bate fără oprire și 80 de zile. Direct de acolo, de la porțile Chinei, din munți, poate sufla un vânt foarte puternic timp de o săptămână, dispersând un val decent până la 2 metri și jumătate, uneori chiar și 3 metri. Dacă în mijlocul lui Capcegai nu îngheață, atunci în timpul unei furtuni începe să spargă marginile gheții. Are loc mișcarea de gheață și câmpurile de gheață încep să se strângă la țărm. Videoclipurile filmate pe gheață din Capcegai adună sute de mii de vizualizări pe rețelele de socializare. Patinatoarea din Almaty, Xenia Pancratova, a postat un filmuleț în care dansează pe lacul înghețat. Timp de câteva săptămâni, filmulețul a fost apreciat de aproximativ 200 de mii de oameni.